بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou video aici pe canal. Este duminică dimineață și am zis să mai pun un video și în această zi minunată și am zis că astăzi este momentul de un draft, este momentul să încercăm să câștigăm un draft, însă de data asta îl și construim împreună. Începem cu alegerea echipei, alegerea formației. Avem un 4-5-1, avem un 4-4-1-1, avem un 4-3-3 atac, 4-1-4-1 și un 4-3-3 false. Am să mă duc pe 4-3-3 atac să vedem ce reușim să luăm aici. Uf, o alegere destul de grea, dar am să merg pe Cristiano Ronaldo cu Hunter. Foarte, foarte, foarte bun. Sperăm aici ceva ce să se lege ușor. Kulusevski! Nice, nice, nice. Kulusevski, Future Star, a intrat. Excelent. Aici mergem în continuare în jos. Central midfielder. Mijlocaș central. Avem pe ring Thiago, Partey, Tolisso și Keita. Am să-l aleg pe Partey, sperând, nu știu, de exemplu aici la un Bellerin, cred că dacă intră un Bellerin ar fi excelent. Intră Fredericks, care nici el nu este rău. Să vedem cu ce putem să legăm aici pe fundaș central și avem Gosens, Saiz, Hinterger, sper că am zis bine, Schule și Palomino. Mă duc pe Gosens, ia să vedem, este de 6, da, mă duc pe Gosens. Poate venim cu un Serie A pe partea asta, nu știu, vedem. Hai să mergem să luăm mijlocașul central. Ok, De Bruyne, Gomez, care se leagă foarte bine cu Cristiano, Havertz, o să mă duc pe Gomez. Bun, mă duc chiar pe mijlocaș central. Ok, avem Kessi, Eriksen, Pjanic, Kimmich, o să mergem pe Kessi. Foarte bun, foarte bun acolo partea aia de Serie A. Și luăm pentru al doilea fundaș central, chiar dacă nu se leagă, mergem pe Diego Carlos. Schimbăm aici și vedem, cred că partea aia cu Partey, Frederic, nu o să rămână în picioare. Suntem un pic obligați să îl alegem pe Sanchez. Avem Griezmann, Payet, oricum foarte, foarte mult nu ne avantajau acei jucători. Mergem pe left back, unde avem iară nimic ce să se lege. Avem un Robertson, Guerreiro, Jordi Alba, foarte bun cardosul Jordi Alba, Gaia și Coentrao, o să mă duc pe Jordi Alba. Iar dacă fac aici așa, cred că îmi crește cu 1. Vedem. Iar portar, avem Handanovic sau avem Alisson care să facă cu Diego Carlos. 6-4, 6-2, 6-3, bă. Mă duc pe Alisson. Alisson știu că e bun și atunci merg cu siguranța lui Alisson. Avem Ilicic, Banega, Corona, să mă duc pe Ilicic. Păcat că e RF. Păcat că e RF. Da, nu. Nu funcționează aici. Hai că mai vedem. Poate reușim să acoperim și găurile alea de acolo, dar nu așa.
Ok, avem un David Luiz care intră perfect aici, care ne dă și chemistry și tot ce trebuie. Și chiar arată foarte bine totul acolo. Păcat de 60 pace-ul ăla doar. Avem un Andre, avem un Pedro, un Royce și un Ibrahimovic. O să mă duc pe Andre. nimic folosibil aici. Gbamin. Nu mi se leagă acolo Jordi Alba de niciun fel. Avem un Lucas Vasquez, Pedro Gonzalez, nu mă ajută nimic, o să-l iau pe Vasquez totuși. Cred că în mare parte cam așa rămâne. Uite, avem aici un Nelson Semedo, nu se leagă totuși Nelson cu nimeni. Avem un Kubo Bednarek, Kolarov, care m-ar duce cred că în 100 chem, nu? 93, pe acolo, pe aproape. 95, dacă îl pun așa. Bun. Ok, Vardy, Insigne. Insigne intră foarte bine, mult mai bine acolo decât Sanchez. Așa, arată mult mai bine acum. Bruno! Wow! Mamă, cum a lovit asta! Ok, ok. Bruno, Berwang, Müller, Son și Rashford. Nu stăm la discuții. Luăm Bruno. Și dacă facem așa... Suntem în 97 și mai înainte eram în 95. Bun, mergem cu Bruno aici. Mamă, ce a lovit acest Bruno. Totti. Ok, ok. Mergem mai departe. Henderson. Ok. Brandt, Grifo, Corona și Rakitic. O să-l iau pe Henderson. Poate vine Van Dijk. Nu în picul ăsta. Îl iau pe Schmidt. Ar fi excelent Van Dijk dacă ar veni acum. Ar fi. N-a venit. Nu contează. Și... Potarul... Courtois sau Navas. Nu, cred că mă afectează nici unul, nici altul. Dacă îl pun, excelent. Henderson intre excelent în locul lui Partey. Și să mergem să luăm antrenorul, orice antrenor din Italia sau Anglia. Wow, cred că nu mi-a dat nimic. Ba, îmi dă cu Kulusevski ăsta de-mi face 100. Ăsta îi dă lui Ronaldo și lui Bruno de face 100. Joao la fel. Ăsta îi dă lui Gosens. Cred că mult mai ok ar fi să aibă Bruno. Să aibă Bruno un pic mai mult, să fie în 8. Bă, n-arată rău. Nu arată absolut deloc rău. Am reușit să ducem în 100 chemistry cu 87 rating. Hai să facem un pic la tactici. Mergem pe 4 cu 5. Balance, line instructions, get in behind, get in the box for crosses. Henderson cu cover wing și stay back while attacking. Kolarov stay back, ăsta stay back, ia la roluri, short free kick, mergem pe Bruno, long free kick la fel, și îmi trebuie un stângaci, am un stângaci,
Gosens, totuși n-aș bate cu el. Ah, pot să bat cu Kulusevski. Bun. Bineînțeles, ce mă obsedează pe mine, numerele jucătorilor. Nu poate să fie Ronaldo cu altceva decât 7. Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, e bine, chiar e bine. Puși, prima echipă cu Bruno, De Bruyne, Bernardo, Salah, Mane, Zaha, Davis, LB, Neuer în poartă. Mamă, dar arată incredibil de bine echipa asta. Wow. Ronaldo, finez? Bine, mă! Bine, mă! Frumos, 1-0, minutul 7. Hai! Nu uite-l cum pleacă! Trebuie să scoatem Kolarovul. Ne-am mutat! Bine! Bine, 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 bine! Dar dai Gomez! Dai papul mai repede drumul! Incredibil! Eram acolo! Am dat la chestii din prima, dar fie. Am mers și așa. Bine, Kulusevski, frumos. Nu asta am vrut. Ronaldo, frumos. Da, hai. Fix așa am vrut să dau pasa, dar fie. Ah. A venit din offside. Nu știu cum a șutat așa Insigne, că eu am dat pe lung, îți dai seama. N-am gândit-o prea minte pe asta. Incredibil! Bine, atacă foarte bine și are foarte multă răbdare și mă deschide. Dar nici eu nu sunt de neglijat la capitolul atac, totuși. Ah, cum m-a ciupit-o! Bine, eu, come on, cum a rămas mingea la el? Se apără Insigne, man. Se apără Insigne. Un metru și o speranță. Foarte bine, Chiesi. Felix, Ronaldo. De ce nu a intrat papul acolo cum ar fi trebuit, what the fuck? Foarte prost a intrat papul la centrarea aia. Nu știu, dar Jordi nu e pe teren. Jordi e plecat după... ce bine am intrat acolo, da. Positioning n-are nicio treabă Jordi Alba.
bine Kulusevski pentru Ronaldo. Tragem de aici? L-am prins surprindere. Nu, Bruno! Cum, Bruno? Cum nu a intrat asta? Hai, Bruno! Bruno! Lobică! Nu cred că o picat pe bară! Uitați pe mijloc. Și acum pe lateral. Hai, Kulusevski, hai! Nu, ieși! Come on! Dar nu poți, mă! Cum au rămas toți în spatele lui? Am luat mingi! Na, în fine. N-are rost. Aie, nu sunt în stare să câștig draft-ul. Două ratări imense cu Bruno. Aia, unul la unul cu portarul și lobul. În orice altă situație ar fi intrat. Dar cu Bruno, Team of the Year, nu se poate. Bă, atât se poate la draft. Să mor eu. Cred că am ajuns în finală anul ăsta o singură dată. Na. Nu știu. M-am jucat bine, mi-a plăcut cum am jucat. Mi-a plăcut și formația pe care am avut-o. Mi-au plăcut și jucătorii pe care i-am avut. Nu mi s-au părut nici adversarul meu incredibil de bun. Acum, ce pot să spun? N-am noroc. N-am noroc, deci prin urmare am ghinion. Na, e foarte simplu. Am mai dat 15.000 pe apa sâmbetei. Totuși, walkout! What? Walkout din Gold Pack? Spania? Ce ame? Ok, avem un David Silva de 86 dintr-un Gold Pack. Ne-am scos banii? E 15.000 acest... E 86 și în momentul ăsta 86-le e destul de... scump. E 30.000 David Silva. E fucking 30.000. Wow. Și îl și dăm, că n-are rost să-l țin. 30.000. 30.750. Ok, bine. Așa, nu mă supăr să pierd draftul. Așa, nu mă supăr să pierd draftul. Și încă un gold pack. Și aici avem un card rar. Nu este unrare. Și l-avem pe William Jose de la Wolverhampton. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest minunat episod de draft. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, aveți linkul în descriere. Iar până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, da bătămen.